Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Azi, Meșterul Manole, de Lucian Blaga. Persoane: Vodă, Manole, Mira, Starețul Bogumil, Găman, Zidari, locul acțiunii pe Argeș, în jos. Timp mitic românesc, actul 1. Acțiunea primului act are loc în camera de lucru a meșterului Manole. Acesta încearcă să găsească, cu ajutorul starețului Bogumil, o explicație pentru căderea zidurilor bisericii pe care încercau să o construiască. Starețul încearcă să-l convingă pe Manole că forțele superioare se împotrivesc clădirii bisericii și că numai o jertfă umană ar ține zidurile în picioare. Meșterul nici nu concepe o asemenea idee, știind că una dintre cele 10 porunci este să nu ucizi. Găman, un bătrân prieten al lui Manole, se oferă să fie jertfa necesară, însă meșterul nu dorește să audă asemenea gânduri. După plecarea starețului, apare Mira, soția lui Manole. Aceasta nu are deloc încredere în Bogumil, numindu-l păcătos. Ea crede că soțul ei nu se mai odihnește deloc din cauza acestei biserici. Manole se chinuiește să construiască acel lăcaș de 7 ani, tot atâția de câți e căsătorit cu Mira. Cele două iubiri ale meșterului sunt soția sa și biserica pe care dorește să o clădească. El nu înțelege de ce cerul îi se împotrivește și caută tot felul de soluții. Apar 6 dintre cei 9 zidari pentru a-l vesti pe meșter de prăbușirea noilor ziduri ale bisericii. Aceștia sunt de părere că niciun loc nu este bun pentru construcție, deși măsurătorile sunt corecte. Obosiți fiind și sătui de atâtea chinuri, zidarii vor să-l abandoneze pe Manole. Găman îi convinge însă să nu se lepede de meșter și pornesc cu toții la locul tragediei pentru a examina faptele. Mira rămâne acasă, sfătuită fiind de soțul ei, să se culce. Actul 2. Dimineața de vreme, Manole cercetează temeliile ruinei. Zidarii sunt convinși că nu mai are rost să încerce, deoarece tot ceea ce îi ridică noaptea se dărâmă. Peste puțin timp se înfățișează în fața lor un sol al domnitorului, care anunță că vodă vrea să vadă biserica ridicată. Zidarii și Manole îi spun solului că pământul acesta e bântuit și că trebuie ales alt loc. Solul spune că vodă a cheltuit mult pentru această biserică care trebuia construită în 2 ani. Au trecut 7 ani și nici măcar zidul nu e ridicat. Meșterul mai cere o singură șansă și promite că va ridica biserica în curând. El cere doar 3 zile. După plecarea solului, zidarii îl întreabă cum a putut făgădui ceva ce le poate cauza moartea. Al 6-lea zidar vrea să plece și ceilalți se alătură. Ei cer lui Manole să poruncească sufletelor lor să uite de imaginea bisericuței. Meșterul nu poate să facă acest lucru, dar este mai sigur ca oricând că biserica se va înălța. Al 6-lea zidar nu vrea să mai fie vrăjit de chipul bisericii și îi părăsește. Ceilalți zidari rămân și îi spun meșterului că numai printr-o minune vor reuși să ridice biserica. Manole le spune că numai printr-o jertfă de sânge vor reuși, ci printr-o minune de sus sau de jos. După o luptă psihologică cu el însuși, Manole le spune cu un glas ireal că o viață de om trebuie clădită în zid. Ființa jertfită trebuie să fie o soție care încă n-a născut, sora curată sau fiica luminată. La început meșterii șovăie, dar înțeleg că sacrificiul e singura soluție și fac un jurământ. Jertfa va fi prima femeie care va veni să-și vadă soțul, fratele sau tatăl. Apare și cel de-al 6-lea zidar care nu poate uita biserica. Actul 3. Acțiunea se petrece tot la zidul în ruine, în dimineața celei de-a 3-a zi cerută de Manole Caragaz. Zidarii sunt palizi și slăbiți în așteptarea primei femei care va veni. Nici ei, nici meșterul nu mai pot dormi noaptea. Bărbații se roagă să nu fie soția, sora sau fiica uneia dintre ei sacrificată. Zidarii, întărâtați de cel de-al 6-lea, cred că Manole a încălcat jurământul, anunțând-o pe Mira. Manole le răspunde că acest jurământ a fost făcut pentru Dumnezeu, iar pe el nu-l poate înșela. În plus, le spune că așa cum a împărțit totul cu ei până atunci, așa împarte și suferința cu ei. Zidarii nu-l cred și vor să desfacă jurământul. Mira sosește cu răsuflarea tăiată și cu un surâs speriat. După ce a vorbit cu starețul Bogumil și după ce a aflat că trebuie făcută o jertfă umană pentru a înălța biserica, sufletul Mirei a fost cuprins de neliniște și a venit în grabă să oprească o asemenea nebunie.
Soțul ei e în lemnit și vrea să o facă să plece, dar zidarii îi amintesc de jurământ și nu-i dau voie Mirei să plece. Femeia e decisă să nu-i lase să omoare pe cineva și încredințează că oricare ar fi jurământul lor, ea îi dezleagă. Meșterul o liniștește spunându-i că nu a auzit pe nimeni și că în câteva zile biserica va fi întreagă. Mira crede că blestemul a fost biruit. Manole îi spune că povestea cu jertfa umană e un joc pe care îl vor face cu ea. Blestemul îl vor învinge prin acest joc. Bărbații se vor preface că o zidesc, ea trebuie doar să stea nemișcată și să zâmbească. Mira crede că e vorba doar de un joc și acceptă să participe. Actul 4. Zidurile bisericii încep să se ridice. Zidarii zoriți de Manole lucrează fără odihnă. Meșterul umblă agitat și aude vaietul în zid, deși ceilalți nu au nimic. Oamenii se întreabă dacă Mira a înțeles ce s-a întâmplat. Unul din ei crede că nu și-a dat seama nici după moarte, deoarece avea un suflet atât de bun. Grupuri de femei vin de prin țară să plângă pentru soția din zid. Ele privesc zidurile și par să uite pentru ce au venit. Drumul de întoarcere îl parcurg în tăcere, iar unele dintre ele nici nu știu de ce au venit. Manole e bântuit de amintiri, el are impresia că lucrează de ani de zile și nu de 7 zile. El nu-și mai poate aminti cum s-a stins Mira din viață și îl întreabă pe un zidar. Acesta încearcă să-i aline durerea și ezită să-i răspundă. Meșterul e revoltat că Dumnezeu i-a cerut totul pentru a clădi această biserică. Manole aude vocea Mirei din zid și le poruncește oamenilor să lucreze tot mai repede. La un moment dat, meșterul își pierde mintea și începe să lovească pereții pentru a-i dărâma. Zidarii încearcă să-l oprească, dar el strigă că nu mai vrea turle, ferestre, nici biserică, ci o vrea pe Mira din piatră. Vrea să înceteze vaerul. Bărbații nu știu cum să-l facă să înceteze. Manole îi întreabă cine a zidit-o, cine a pus ultima piatră. Zidarii răspund că el a fost cel care a zidit-o până la ultima piatră. Manole nu poate accepta acest lucru. Actul 5. Biserica e terminată. Zidarii încearcă să ridice clopotul cel mare. Ei așteaptă sosirea domnitorului și anunțarea pedepsei lui Manole și poate chiar a lor. Meșterul pare să nu mai trăiască. El se plimbă pe lângă biserică și aiurează. Sosește găman care îi spune lui Manole că a fost pe la mănăstiri să se roage. Acesta îi spune bătrânului cum a omorât-o pe Mira și arată zidul în care s-a aflat trupul ei. Găman îi mărturisește că știe toată povestea și că aude și el cântecul Mirei din zid. El anunță pe Manole că țara e îngrozită de această jertfă și că în sobor multe glasuri s-au ridicat împotriva lui. Vodă e presat de boier pentru a-l judeca pe meșterul vinovat de crimă. Manole e foarte obosit și își dă seama că a fost doar o unealtă în mâna Domnului. Domnitorul vine să vadă biserica însoțit de un alai de boieri și călugări, care îi spune Domnului că Manole poate ridica o biserică mai frumoasă. Ei îl îndeamnă să ordone moartea meșterului. Vodă nu-i ascultă, ci iurează lui Manole să trăiască mulți ani, fiind chiar îngrijorat pentru sănătatea lui. Manole vrea să-i se permită să tragă primul clopotul cel mare și intră în biserică. Boierii continuă să-l acuze pe meșter de crimă, dar mulțimea se împotrivește. Manole trage clopotul, apoi se aruncă din biserică și moare în câteva secunde după ce atinge solul. Găman a simțit că sufletul meșterului era atras către o altă lume. Zidarii se simt pierduți fără Manole și simt că nu-și vor mai găsi locul în lume. Personajele și structura dramei. Meșterul Manole, dramă în 5 acte, a fost tipărită la Sibiu în 1927 și reprezentată prima dată la Teatrul Național din București în 6 aprilie 1929. Piesa e o tragedie în spiritul teatrului antic pe tema destinului. Capodopera teatrului de idei reprezentat în literatura română de creația lui Lucian Blaga, Camil Petrescu, Horia Lovinescu, Marin Sorescu și alții, e inspirată din mitul jertfei creatoare, jertfa dătătoare de viață. Personajele sunt simboluri ale unor idei. Conflictul este interior, un conflict de idei care se declanșează în sufletul lui Manole între ideea de creație și cea de jertfă. Manole e caracterizat prin trăirile lăuntrice ale omului modern, neliniștea, chinul, înstrăinarea, păcatul, neputința, patima creației. Limbajul piesei este metaforic. Discursul poetic este o împletire între epic și liric.
E o capodoperă a dramaturgiei românești prin exploatarea latențelor dramatice ale baladei din care s-a inspirat, ca și scriitorii Nicolae Iorga, Zidirea Mănăstirii din Argeș, 1925, Victor Eftimiu, Meșterul Manole, 1925, Ion Luca, Icarii de pe Argeș, 1930, Adrian Maniu, Meșterul, 1294, Horia Lovinescu, Moartea unui artist, Valeriu Anania, Meșterul Manole, 1968 și alții, dar și prin ceea ce subiectivitatea blagiană are esențial. Este o parabolă despre creație, jertfă și destin. Tema dramei e condiția creatoare a omului, raportul dintre creație și absolut, rolul omului în dialog cu absolutul. Este o operă expresionistă. Ideea este preluată din filozofia populară. Opera de artă, ca să se împlinească și să reziste, trebuie hrănită cu iubirea cea mai scumpă. Orice creație artistică este alegere și har, dar cere cumplite eforturi. Jertfa e cerută în numele unei năzuinți prometeice și ca un imperativ al comunicării cu teluricul și cosmicul. Artistul atinge absolutul prin creația sa zămislită din suferință și jertfă supremă. Iar opera nu mai aparține autorului ei, ci eternității însăși. Subiectul dramei, brodat pe mitul jertfei zidirii, prezintă multe asemănări cu balada populară Mănăstirea Argeșului. Un meșter zidar și-a iubit mai presus de orice soția, patima lui de a crea, demonul sau geniul său a prefăcut-o în lăcaș de rugăciune, dăruit timpul etern. Meșterul moare pentru a se contopi cu creația și pentru a reface în veșnicie cuplul ideal. Dar există importante deosebiri. Elementele noi originale dau piesei trăsături ale dramei de idei. Astfel, acțiunea începe la 7 ani de la începerea lucrului, timp în care nu se poate construi nimic, deoarece zidurile se surpau fără încetare. Aceasta va determina un puternic conflict psihologic. Manole este chinuit, frământat de neputința realizării menirii sale, în ciuda calculelor făcute și refăcute mereu, pentru a descoperi cauza prăbușirii zidurilor. Conflictul dramei este interior. El are loc în sufletul lui Manole, sufocat, zdrobit între cele două porunci, a geniului său, care îi cere terminarea bisericii, și a pământului, care îi cere jertfa. S-ar putea spune că este un conflict între ideea de creație și ideea de jertfă. Aceste puteri nu reprezintă însă aici răul ca principiu. Semnificația lor e mult mai largă. Ele sunt instinctualul, teluricul, firea oarbă. Omul e și el fire, dar e mult mai mult. Identificându-se total cu firea, făcându-se aliatul forțelor telurice, deschide porți pentru neliniștile din adânc și nu le mai poate stăpâni. Și va purta întreaga răspundere pentru răul prilejuit, pricinuit sau de care se face vinovat. Aici își are rădăcina drama etică a lui Manole. Prețul ce îi se cere pentru a împăca puterile ce îi stau împotrivă e jertfa unei vieți ce contravine legilor, scrise și nescrise. A fost odată săpat în piatră să nu ucizi. Ce alt fulger de atunci n-a mai căzut să șteargă poruncile. Încălcarea imperativului moral devine unul din termenii alternativei. Pornirea lăuntrică sau lege e un dat al condiției umane. Decizia lui Manole și-are o dublă înfățișare, contrară firii și dictată de forțele ei. Pentru Manole, existența e deci o răstignire între lumină și întuneric, raționalitate și instinctiv, conștiință și puterile necunoscute. Printre forțele ascunse și anonime apare Erosul, cu rolul său capital, Mariana Sora, cunoaștere poetică și mit în opera lui Lucian Blaga. Conflictul este cu atât mai tragic, cu cât eroul împătimit de creație trebuie să lupte împotriva puterilor pământului, porți obscure greu de învins. Din Didascalie aflăm că locul acțiunii este pe Argeș și în jos, vers cunoscut din baladă, dar timpul nu mai este evul mediu, cu domnia lui Negru Vodă ca în baladă și timp mitic românesc. Această atemporalitate sugerează că destinul creatorului e mereu același. Personajele sunt, spre deosebire de baladă, existențe legendare, nenominalizate, Manole, Mira, starețul Bogumil, Găman, sunt prin excelență forțe, energii primare, cosmice, idei înzestrate cu voință. De exemplu, Mira, acceptând jocul cu moartea, e din ce în ce mai mult o idee și din ce în ce mai puțin o ființă. Demicu, ea este spic, înger, piatră, căprioară neagră, izvor de munte, altar viu între blestem și jurământ, o stea,
iar zidarii sunt diferențiați prin numerale ordinale, întâiul al nouălea. Primilor patru zidari se atribuie ca individualitate categoria socială. A fost cândva cioban, pescar, călugăr, ocnaș. Ei sunt adunați din patru stihii pentru a clădi biserica, din pământ și din apă, din lumină și vânt, și constituie o repetare a actului prim al genezei, reeditând eterna întoarcere la vocația primordială de creator. Manole va realiza cu ajutorul meșterilor biserica, păurită din elementele primare, pământ, apă, lumină, vânt, ca o imagine micșorată a universului, răscumpărat prin jertfă în secvența în care se anunță hotărârea de a jertfi o ființă. Manole le dă zidarilor nume de mucenici și de apostoli. Tu de veste, tu Ioan, nu clătina din cap, tu Simeon, tu Gheorghe, tu Petre și toți ceilalți fistari. Ochiul din triunghiul de sus ne vede deopotrivă de bun, jertfa noastră nu va fi decât slăvirea lui. Personajele noi sunt starețul Bogumil, reprezentând credința potrivit căreia trupul este al diavolului, iar sufletul al lui Dumnezeu. El îi cere lui Manole să jertfească o ființă, aceasta fiind mijlocul de eliberare și purificare. Sufletul iese din trupul hărăzit viermilor albi și păroși și intră biruitor în trupul bisericii. Gaman, personaj expresionist, întrevede puterile obscure în aiurelile sale ca niște prorociri de pitie amețită de aburii dătători de viziuni. Puterile tainice fără noimă n-au de lucru și macină din stâncă făină pentru gura morților. E o învârtire, nu vârtej, și suie trist cu amenințare ca o noapte de început. El cere să fie zidit în trupul bisericii, dar Manole îl refuză motivând că la temelia bisericii trebuie zidit altceva decât viața simplă, familiarizată cu neantul și cu puterile de dincolo. Pentru că tradiția cere pentru durabilitatea înfăptuirii un transfer de viață cu disponibilități neconsumate. Femeia Mira trebuie să treacă în corpul bisericii păstrând neatins ceea ce condiția ei are esențial, darul, misterul rodirii. Găman e un monstru nevinovat, un bătrân ciudat care doarme pe podele. El pare să fie chiar pământul aflat în somnie, poate planeta anterioară nașterii vieții. El se scutură în somn ca și când ar sugera un cutremur cerând jerfe. Voda este un domn atemporal. Structura dramei nu urmează firul epic al baladei și nici nu-și caută alte surse narrative. Din prima scenă e fixată dilema dureroasă a meșterului, pus să aleagă între chemare și jertfă. Actele următoare nu fac decât să consemneze aceleași date fundamentale în patru momente succesive. Luarea deciziei, actul 2, înfăptuirea jertfei, actul 3, desfășurarea jertfei, actul 4. Există gradare a desfășurării conflictuale, simetrică în patru acte din 5, ultimul nemai fiind decât expresia lirică a disperării. Conflictul dintre patima de a construi și refuzul de a ucide, precizat și reluat în scenele 1 și 2 ale fiecăruia, atinge tensiunea maximă în scena a 3-a și a 4-a. Necesitatea jertfei afirmată de Bogumil în scena 1 actul 1, cu o detașare seninătate crudă față de zbuciumul disperat al lui Manole. El consideră că zbuciumul meșterului încalcă principiile sacre ale Bibliei, că omul trebuie să se supună fatalității unui scop care îi depășește înțelegerea. Și dacă într-o veșnicie bunul Dumnezeu și crâncenul Satanail sunt frați, și dacă schimbă obrăzarele înșelătoare că nu știi când e unul și când celălalt, această scenă dezvăluie aproape toate datele conflictului, necesitatea creației, a jertfei, drama tripla lui Manole de creație, de cunoaștere și moral. Obiceiul arhaic al sacrificării unei ființe la temelia unei construcții a devenit prin tradiție expresia unui adevăr verificat, dar care, din punct de vedere moral, e pentru Manole o dilemă. Și în ciuda acestui fapt, meșterul se lasă în voia patimei de a construi. În ultima scenă a actului 3, Manole își dezvăluie fatalitatea creației. Forța e pustiitoare. Mărturisirea auziți din parte că am început să clădesc, fiindcă n-am putut altfel. Din ambele perspective, Manole e privit ca marcat de soartă, fie prin nenoroc, populare egal cu fatalitate, fie prin condiția de bufon, de instrument al puterilor. Din simetria construcției dramatice, transpar cei doi termeni ai conflictului, jertfa și creație. Accentul cade pe ideea jertfei în actul 1 și 3, iar pe ideea creației în actele 2 și 4. În actul 1 e figurată cea mai densă apocalipsă.
fierberea infernală a puterilor nebotezate și fără nume în viziunea somnorosului Gaman, firea ieșită din rostul ei multimilenar în fața căreia oameni în stare de veghe stau neajutorați ca niște păsări mari speriate de tunet. Peisajul de infern în care răul a sfârâit parcă ar fi trecut prin matca de jar. Abur s-au ridicat, răul s-a făcut nouri deasupra, veștile relatate de Bogumil referitoare la calamități abătute pe Valea Argeșului, unde pe apele umflate plutesc sicrie, sau la ciudate practici magice menite să alunge strigoii care prăbușesc noaptea zidurile bisericii. Concluzia este terifiantă și cum n-a fost vedenie, trebuie să cred că a fost Aevea, Bogumil. În această atmosferă se produce schimbarea lăuntrică a personajului Manole și motivează opțiunea lui pentru jertfa respinsă de gândul treaz. În ultimul act, deznodământul apare cu o aură lirică. Absolutul firii al vieții reprezentat simbolic de Mira și absolutul creației impus de demonul interior sunt două realități deopotrivă de legitime atât din perspectiva larg filozofică a textului, cât și din punct de vedere al personajului Manole. Opțiunea pentru una implică în mod necesar distrugerea celeilalte. Pentru conștiința pură, nefalsificată de convenții, Manole nu e culpabil, ci este un martir. Fapta lui trebuie sanctificată în locul măriei tale, spune copilul, aș da afară din călindar un sfânt și aș pune în locul lui numele lui Manole. Personajul Manole poate fi caracterizat ținând cont de cele trei motive literare ale dramei, al dorului, al jertfei și al destinului. Astfel, motivul dorului ia forma unei porunci în jurul căreia se țese conflictul, lupta cu sine însuși, a personajului semnificând tragedia eternă a geniului, condamnat să se zbată în neschimbarea acelui cerc. Lăuntric un demon îmi strigă clădește, pământul se împotrivește și îmi strigă jertfește. Chemarea creației devine porunca ancestrală și numai puțin o pedeapsă. Doamne, pentru ce vină neștiută? Am fost pedepsit cu dorul de a zămisli frumusețe. De-ai sensurile mitice ale personajului pentru care dorul de biserică e porunca eternei reîntoarceri spre acel arhetip al începuturilor. Manole le insuflă și celorlalți meșteri dorul de biserică, astfel încât aceștia, așezați în jurul lui, văd umbra turlelor și aud clopotele în închipuire în timpul zidirii Mirei, cuprins de furia construcției, de patima de a-și vedea opera finalizată, Manole își biciuiește zidarii stăpânit parcă de demon. Revolta lui e generală, temeliile lumii sunt fără noimă, când el a clădit ce a jertfit. E îndoiala care l-a însoțit mereu. Jertfa rituală devine tulburătoare dramă umană, pentru că numai ea asigură trăinicia și durata operei. Manole o acceptă și suferă când destinul a hărăzit-o pentru jertfă pe Mira. Meșterul va contopi astfel cele două iubiri, Mira și biserica, adică dragostea pentru soție și dorul pentru biserică, în virtutea destinului său creator. Manole alege sacrificiul și drama lui existențială tulburătoare devine un cântec de iubire împletit cu un cântec de moarte. Sacrificarea Mirei semnifică transferul de viață asupra clădirii, dar mai ales transferul de iubire de esență umană. Sortit să se chinuiască de dorul creației, Manole nu se poate mântui de destin decât prin jertfa de sine. În final, urcându-se în clopotniță, se aruncă în gol și își asumă astfel libertatea unei opțiuni. El reconstituie destinul din veac al zămislitorului, de a pieri ucis de propria operă, ca prințul însetat de absolut din mistrețul cu colț de argint de Ștefan Augustin Doinaș, dar și de a continua să trăiască prin aceasta. Eroul Manole are ambiguitatea tragică rezultată din faptul că euul său este locul de înfruntare a două forțe absolute, viața și creația, la fel de legitime. El este un actor în mâinile sorții, prinițele vrerilor noastre, o altă vrere cu mult mai mare se țese, singură, trudnică, puternică și neînțeleasă, și se definește prin bine și rău, două valori care coexistă simultan sub obrăzare înșelătoare. Manole supune totul examenului riguros al rațiunii pentru a înțelege cine-i dărâmă zidurile, de vreme ce calculele au fost verificate a suta oară, și se întreabă chinuitor cine poate să ceară o jertfă în contradicție cu imperativele morale, în contradicție și cu puterile cerului și cu cele ale iadului.
Jertfa aceasta de neînchipuit cine o cere? Din lumină Dumnezeu nu poate s-o ceară, fiindcă e jertfă de sânge. Din adâncimi puterile necurate nu pot s-o ceară, fiindcă jertfa e împotriva lor. Mintea meșterului se învârte iscoditoare în jurul misterelor și interogațiilor. Cum e? Cine? Ce e? Prin care demisionează o personalitate titaniană. Un om al veghii, al gândului treaz, cum îl caracteriza Mira. Tu inimă fără odihnă, gând treaz, visare fără popas. Și cum se definește el însuși în opoziție cu Bogumil, refractar minții scoditoare, sau cu Găman, personificarea instinctului pur, ființă vegetativă, somnoroasă, care percepe intuitiv tainele naturii ale firii. Aceste personaje, care pot fi privite și ca personificarea ipostazelor interioare ale eului lui Manole, Vicu Mandru, incursiuni în istoria dramaturgiei românești, au rolul de a potența zbaterea fără odihnă a meșterului care vrea să înțeleagă logic însăși temeliile existențiale. Tragedia eroului începe odată cu acceptarea ideii că fapta, opera, trebuie săvârșită cu orice preț. Prin suferință, până la urmă, multe se pot săvârși. Damnațiunea lui Manole nu este cunoașterea, ci plăsmuirea, blestemul de a construi obsesia operei. În câmpul duminicii aud clopotele, pe șes o văd întoarsă în apa morților, înălțarea ei veșnic întârzie și pământul se cutremură. Personajul e o personalitate demonică. Demonul creației se manifestă în Manole ca o fatalitate de neînlăturat și devine pivotul fecund al dramei. Nu superstiția imolării, imolație, jertfă, sacrificare, unei ființe bire, ține atenția, ci puterea interioară misterioasă care impune lui Manole înfăptuirea. Omul vechi dispus de a se certa cu cerul pentru a înțelege, este și purtătorul unei revelații chinuitoare. Mărturisirea auzis din parte că am început să clădesc fiindcă n-am putut altfel. Eroul depășește o vină tragică, vina destinului creator, resimțită ca o povară și trăită conștient într-un precipitat calvar. El nu mai acționează pentru faimă, pentru dobândirea ori păstrarea bunului renume și nici măcar pentru obținerea nemuririi prin opera imperisabilă. Necesitatea interioară a devenit unic și tragic imperativ, izvorul existenței și al căderii personajului. Dacă Manole se poate răzvrăti împotriva puterilor din afară, el nu poate împăca decât prin faptă demonul ce s-a instalat tiranic în eul lui. Duhul întruchipărilor s-a întărit în mine poruncitor și toate acțiunile lui stau sub semn, toate fiindcă nu am putut altfel. Și ca un ecou, după moartea lui se vor auzi cuvintele lui, înfăptuirea bisericii cere tot și te duce de-a dreptul în moarte sau sărăcie, în cer sau nebunie. Spre deosebire de Manole, Mira și intuiește destinul și exprimă această intuiție în metafora femeii biserică. Eu sunt biserica, jucăria puterilor. Aleasă pentru că s-a dovedit a fi cea mai bună și mai pură, tu ai venit să scapi un om de la moarte, astfel sufletul tău se vădește cel mai curat. Mirei îi se definez noi atribute superioare celor ale Anei din balada populară. În momentul în care Manole e acuzat de către ceilalți zidari de viclenie și trădarea jurământului, în scenă intră Mira care le aruncă zidarilor cuvintele: bună dimineața, nouă ucigași, și cu Manole 10. Mira ironizează într-o lume care se pregătește să ucidă. Ea pune în dragostea de viață și bucuria de a trăi printre oameni aceeași profunzime pe care Manole o pune în patima creației. Cu deosebire că în dragostea ei nu mai are nevoie de acest femei. Motivele lirice, cum ar fi acela al jocului de-a viața, al jocului de-a moarte, al vaierului din zid, punctează antiteza dintre puritatea Mirei, încrederea ei în dragoste, în viața ca valoare supremă și duritatea, sălbăticia bărbaților chinuiți de patima creației. Mira, nume cu multiple rezonanțe, afirind slavona, înseamnă pace sacră. În mitologia greacă, destin, Moire erau trei zeițe, Clato, Lachesis și Atropos, care personificau destinul. Una torcea, alta depăna, a treia curma firul vieții muritorilor. Sunt identificate la romani cu parcele. Figura, portretul moral al Mirei, e conturat cu rafinament poetic. Femeia cu picioarele desculse, jocurile care îi sfidesc moartea, candoarea numelui,
Atitudinea ei exprimă ideea că inocența e forța care opune răului seninătate și blândețe. Seninătate vreau, nestăpâniților, că toți sunteți înnorați și prăpăstioși. Manole-i chin, călugărul e stafie întunecată. Tu cu tremur, vreau să sfârșească odată povestea aceasta de spaimă și tristă nebunie. Credința Mirei, foarte apropiată de cea a lui Gaman, presupune o comunicare directă și totală cu existența, starea primitivă în care omul se confundă cu natura. Mira, femeia adusă de peste apă, e simbolul purității al jertfei care înțelege tragismul lui Manole, neputința lui de a renunța la creație și de aceea acceptă jocul cu moartea. Și în mod paradoxal, creația devine cale de mântuire, de sustragere din Imperiul Morții. Destinul cuplului Manole-Mira e tragic, întrucât amândoi pierd fizic prin moarte nevrasnică. Tragedia se naște odată cu confruntarea dintre energia demonică anarhică și conștiința care încearcă să o capteze într-un sens. Plăsmuirea umană crește din nevoia de sens, de adevăr, care devine nevoia de frumusețe. Tragedia lui Manole își are sursa în imposibilitatea de a renunța la una din coordonatele esențiale ale omului, creație și iubire. De aceea îl putem considera pe Manole un martir al frumosului etern, iar piesa lui Lucian Blaga, o tragedie care, spre deosebire de baladă, se deschide cu un vacarm amenințător, o confuzie de voci și se închide cu o tăcere totală ca o pustiire. Doamne, ce strălucire aici și ce pustietate în noi! Situând evenimentele în illo tempore, în vremea fabuloasă a Genezei, biserica edificată nu mai e o construcție oarecare, ci creația menită să conștientizeze un haos, ziduri părăsite și neisprăvite, pustia multă să instaureze o nouă ordine umană prin acțiunea temerară a eroilor fondatori. Aceștia oferă modelul etern al faptei creatoare și, în consecință, orice moment de întemeiere a unei noi vârste istorice spirituale peste vechile temelii actualizează pe fondatorii mitici exemplari. Gheorghe Ciompec, motivul creației în literatura română. Subiectul, la 7 ani de la alegerea locului în cămara sa de lucru printre lumânări, Manole reface calculele pentru a afla cauza dărâmării zidurilor. Starețul Bogumil recomandă jertfa ca mijloc de îmbunare a puterilor și Manole, omul care socoate că pentru o ispravă atât de întunecată trebuie să fi clădit mai puține altare sau să fi fost cel puțin un an călău la curtea domnească. Zbuciumat de cele două porunci, a creației și a jertfirii, Manole își vede visul tot mai îndepărtat. O nouă năruire a zidurilor stârnește revolta zidarilor, care cer schimbarea locului, dar solul lui Vodă impune urgentarea lucrărilor. Hotărârea lui Manole este luată. Biserica se va ridica. Acceptând sfatul starețului, meșterul le spune zidarilor că vor jertfi o soție care încă n-a născut, sora sau fica, și care va veni cea din tâi în zorii zilei următoare. Acum Bogumil devine instrument al destinului. El răspândește în vale vestea că Manole va jertfi o ființă și Mira se grăbește să împiedice această faptă. Zidirea Mirei, momentul culminant al dramei, decurge ca un joc de albă vrajă și întunecată magie, în timp ce Manole, cu o liniște neomenească, își continuă lucrul. Stăpânit de patima creației, el își biciuiește zidarii pentru a-și potoli neliniștile și setea de a zămisli. Când lăcașul de rugăciune e gata, meșterul vrea să-l dărâme pentru a scoate soția. Acum Vodă și boierii se opun, iar mulțimea nu-l înțelege pe creator, a cărui suferință s-a încorporat în fiecare piatră zidită. Singur în fața neființei, Manole se aruncă din clopotniță pentru a îndeplini destinul din veac al creatorului de frumos și poate pentru a reconstitui în veșnicie cuplul ideal. Prieteni, dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune pe curând!